Scoate Domnul din blocajele noastre, din stările noastre care poate am stagnat prea mult. Nu de mult am avut o vedenie, o dăiță, care m-a marcat extraordinar. Și pentru că am fost mulți, vreau să spun că v-am văzut pe unii dintre voi acolo. Se făcea că eram în clasa 6. Și fiecare aveam o masă de lucru. Și fiecare aveam un lucru specific pe care trebuia să-l faci. Eram foarte mulți în clasa aceasta. Și la un moment dat s-a deschis ușa clasei și a intrat Domnul Iisus. Și a spus așa: lăsați absolut totul și urmați-mă în clasa 7-a, vă trec din clasa 6-a în clasa 7-a. Dar nu puteți să luați în această clasă absolut nimic din ce aveți, decât ce puteți lua într-o mână. Am rămas așa de blocați, pentru că la masă aveam atâtea lucruri, și sub masă, și lângă masă, și ni se cerea: nu puteți lua decât un singur lucru. Și atunci m-am uitat pe masă ce aș putea eu lua din atâtea de care eram legată, de care îmi plăceau să le fac. Și la un moment dat am văzut Biblia și am zis: iau Biblia, iau Biblia, că nu puteam. A zis, și unii frați căutau disperați o plasă, o pungă, ceva să mai bage în pungă, că aia o putea duce într-o mână. Ni s-a atras din nou atenția. Nu aveți dreptul să luați decât ce puteți lua într-o singură. Și la un moment dat a spus: urmați-mă. Atunci cei care ne-am hotărât pe loc, deci a trebuit în câteva secunde să ne hotărâm, ne-am întors, am luat Biblia, m-am întors și ca să-L urmez pe Domnul în clasa 7. Și cum mergeam, și am văzut și alți frați că se desprindeau, tot așa, luau ceva într-o singură mână, se desprindeau și s-a format un mic grup care dorea să intre în clasa 7. Și pe măsură ce am intrat într-un coridor, eu mă gândeam în gândul meu: și cei care nu au putut să renunțe și nu au putut să lase totul, ce va fi cu ei? Dar asta a fost în gândul meu. Atunci Domnul Iisus s-a întors așa spre grupul ăsta care îl urma și a zis: cei care n-au putut să renunțe la această cerere, ei vor fi scoși din clasa 6-a și puși afară, din cauza că în clasa aceasta va fi promovată clasa 5-a. Nu va mai fi încă un an, adică nu se va mai socoti că e repetent și are dreptul să mai repete clasa 6-a, pentru că este ultima clasă în care intrați. Și atunci, când am ajuns în fața ușii, știți ce scria pe ușa, pe ușa? Cum ar fi acolo mare, scria: lepădare de sine. Clasa lepădare de sine. Am intrat în clasă, ne-am așezat fiecare la locul indicat. Domnul Iisus s-a așezat la catedră și a spus așa, zice: băgați de seamă, cursul acesta este intensiv, de scurtă durată și foarte intensiv. Cine va lua testele și examenul final, va trece clasă. Este ultima clasă în care îmi bag poporul meu. Fraților, așa de mult am recunoscut ce a spus fratele, atât de blocați au fost unii frați, încât n-au putut să intre în clasa 7-a. Și de atunci, pe unii care i-am recunoscut,
M-am dus personal și le-am spus, uite-te, uite ce am văzut, uite ce mi s-a arătat. Eu însă sunt cutremurată. Spus, fraților, eu până în clasa a șasea l-am cunoscut pe Domnul mai mult ca un Dumnezeu milos. Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, ajută-mă, Doamne, vindecă-mă, Doamne, vindecă-mi copiii și așa mai departe. Și dintr-o dată ne-am trezit într-o clasă în care radia sfințenia, dreptatea și curățenia lui Dumnezeu, care m-a copleșit atât de mult încât mi-e teamă și să mai spun un cuvânt, mi-e teamă și să mă mai mâni pe soțul meu sau să mă supăr pe el. Și zic, Doamne, pentru onoarea numelui Tău, am să tac, am să rap, am să vreau să trec testele, ajută-mă! Nu știu cât de scurt va fi cursul acesta, dar va veni timpul în care absolut totul va trebui să lăsăm, dacă vrem să-L... Am vrut să spun, pentru că pe unii dintre voi v-am văzut că ați intrat, și pe alții nu. Și pentru că am zis, Doamne, dă un cuvânt Tu prin care să înțeleg că vorbești bisericii Tale. Și așa de mult mi-a plăcut că ați îndemnat pentru lucrarea Duhului Sfânt, pentru retrezire, pentru reumplere, pentru că, într-adevăr, să știți că foarte mult am pierdut până în clasa șasea din această umplere și dorim foarte mult să fim umpluți.